Bebe, al treilea amical al juniorilor A ai Unirii Arborilor, astăzi cu juniorii B, mâine se pleacă în cantonament, am înțeles că mai e încă un amical. Cum poți caracteriza perioada aceasta de pregătire a echipei pe care o conduci? Da, ce să zic, este o perioadă grea, perioada de muncă, perioada în care copiii sunt implicați și pe plan școlar și pe plan fotbalistic foarte puternic, pentru că au și finalul de semestru și trebuie să fim foarte atenți și cu partea școlară, pentru că ține foarte mult să fie oameni, să fie oameni inteligenți, oameni care să înțeleagă valorile și ale fotbalului și, în general, valorile pe care trebuie să le aibă un om, să ajungă un om cu o mare în societate. Și ne interesează foarte mult și partea aceasta. Deci, pregătirea este grea, este complexă, sunt multe meciuri, antrenamente grele, antrenamente care au un conținut fizic foarte ridicat. Dar băieții sunt obișnuiți și încearcă să dea totul la antrenamente și sper să avem un cantonament în condiții foarte bune, pentru că întotdeauna noi la Pensiunea Balea din Câmpeni am simțit foarte bine. Avem acolo niște condiții deosebite, niște oameni excepționali care întotdeauna ne oferă cele mai bune condiții și încă o dată pe această cale vreau să le mulțumesc pentru efortul care fac pentru noi. Mâine plecăm la în cantonament dimineață. La ora 10:30 jucăm cu Zladna un meci în drum, cum se spune. Vreau să mai prind acolo două meciuri. Sigur, am vorbit cu prietenul meu, Regun Stărna, jucăm la întoarcere sâmbătă, la 11 la Iud. Și vreau să mai aleg un meci ori la Baia de Arieș. Am vorbit cu domnul Dup. Să vedem acum, aș mai vrea să văd dacă reușești și un meci la Mihai Viteazu, echipa noastră tradițională pe care o întâlnim în cantonament. În rest, vor fi două antrenamente în fiecare zi. Vor fi lecții teoretice, lecții tactice. Și seara voi încerca să le oferim copilului și un program mai distractiv, să joace tenis de masă, să joace biliard, să mergem, facem și un campionat de bowling. Deci, ca de obicei, să fie un program antrenant în care copiii să se simtă bine, să se cunoască între ei, să formăm o familie, să formăm o echipă puternică cu care să atacăm returul în condiții deosebite. Te-aș întreba câți jucători o să deplasezi în acest cantonament care va începe mâine? Eu, după hârțile care mi le-am făcut, după calcule, 22 de jucători. Sunt acum în acest cantonament, vreau să încep să probez doi jucători care sunt deja, unul este transferat, e vorba de Obrej Arau, de la echipa din Unirea. Deci un jucător care l-am cunoscut, l-am văzut în vară, acum am reușit și l-am transferat. Mai avem, suntem în tratative să-l transferăm și pe Flavius Budin de la Rivala Alba Iulia, un copil talentat și cu un caracter deosebit. Totodată am reușit transferul lui să-l facem alu Păcurar. Băiatul lui Benghiu, care toată lumea îl cunoaște, un fost mare fotbalist al nostru din județul Alba, care e un copil talentat, l-am transferat de la UTA și sperăm să mai facem două transferuri. Dar deocamdată suntem în tratative să vedem dacă reușim. Bebe, mulțumesc și succes! Și eu vă mulțumesc foarte mult și vă așteptam la Pensiunea Balea să ne vizitați în cantonament.